Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a prelungit cu două luni perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului 3 aferent obiectivului specific op Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil copii, prioritatea de investiții 8.1, investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, partea axei prioritare 8, dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale din POR 2014-2020. Astfel, noul termen de transmitere a cererilor de finanțare prin intermediul aplicației MySmith 2014 Plus este de 1 aprilie 2021, ora 12. Celelalte prevederi ale Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care a fost aprobat apelul 3 cu modificările și completările ulterioare, rămâne schimbate.